Costelian Slavul pe acea parte, era bine poziționat. Puțanu lăsat să avanseze, trage Puțanu, prinde Dani Coman. Să vedem acum o centrare destul de bună și minge scoasă de pe linia porții la lovitura de cap a lui Puțanu. Dușca, cei patru fundași la mijloc, Vaștac și Lazar, Cârstoci, Adică și Chițu în spatele lui. Denis Alibek, pătrunderea lui Puțanu și... Mățel pentru Enache, frumos acest 1-2, continuă Mățel, dar Bucari era ascuns acolo după adversar, Viitorul însă pleacă pe contract. Și 1-0 cu ACS Poli, foarte bună această pasă, doi oameni care au centrarea pentru Vajvari. Ce poziție bună a avut de Carol. Da, evident, e diferență mare între cei doi în acest moment. Puțanu, bună această pasă în adâncime pentru Chițu. Va juca în următoarea etapă cu Steaua în deplasare. Apoi urmează un... Mitrea nu i-a creat probleme lui Lazar. La pauză. Botoșanul înscrie mai multe goluri. Scant, minge recuperată de Danci, însă pasa este greșită. Urmărește Cabra. Bine, a respins aici. Ultimarea, la marginea careului, centrare în fața porții, bară! Preluare, așa s-a întâmplat și la golul lui Ioniță. Aici o pasă printre pe care a încercat-o Tembo pentru Alexandru Frea, a fost ratat de Marius Matei. Au înscris prin același Marius Matei după o eroare. William de Amorim într-o acțiune personală pentru Florea, care n-a reușit. Dandea, Tembo acum în dreapta, vine cu centrare respinsă de Puțanu. Ce bine, anticipează Puțanu contraatacul Brașovului, totuși organizat în defensivă, FCM Baia Mare. Foarte interesant pentru Mare și are însă o intervenție impecabilă Sârbu. Sârbu s-a văzut destul de mult. Un pressing care o incomodează teribil. Deja lui Gheorghiu, Marc este obligat din nou să trimită lung. Puțanu! Trece foarte bine, scoate jos doi adversari, este importantă pasa, o reușește până la Băluță. Jucătorii crescuți încă de la început de Hagi, cei născuți în 1997, 98, 99. O pasă excelentă pentru Accente. Reușește să controleze, Craiova poate pleca pe un nou atac. Kim i-a trimis lui Bancu. Rămâne Bancu în flancul drept, iar Băluță în stânga. Prelungesc această tactică cei doi antrenori ai Craiovei pe tot parcursul. Dribbling-ul extraordinar al lui Vătăjelu, fantastic Vătăjelu! Centrarea acestui sens respinsă de Puțanu, însă Vătăjelu! Centrarea lui Rus, nu era deloc. Să se duc sigur pe europene. Dinamo mai are și varianta cupei. Mai are și varianta cupei, dar acolo trebuie să treacă de Steaua. Stau mai bine Constanțenii. Spuneam, Bauab nu e un atacant o viteză impresionantă. Viteza gazului este pe flanc. Sergiu Mut caută și el pasa lungă. Petre însă n-are nicio șansă în duelul cu adversarul său. Ceea ce am văzut în aceste meciuri să continue acest sezon foarte bine. Respinge Puțanu pentru Dică acum. Un pic, trece printre doi fotbaliștei Gloriei Bistrița. Puțanu pasă lungă. Chițu, de această dată Fanionul a rămas jos. Vorbit, posesie, entuziasm, tehnică, viteză, nu s-au văzut în aceste prime 18 minute. Așteptăm totuși cu speranța că vom reuși să vedem un gol măcar în această seară la Iași. Puțanu foarte exact în intervenții. Întoarce Cristocea, Puțanu, centrarea lui Puțanu și reluarea foarte bună. Oh.
Saltul lui Benga, s-a dat ultra liberă cu capul, Puțanu. Va fi corner. Protestează petroliștii. Iată ce perioadă bună de joc pentru Viitorul. Liză Măluță. O fază foarte frumoasă a Viitorului. Puțanu ridică mingea pentru Boba Nicolov. Jansonie al Senat, iată ce frumos accelerează al Senat, centrare, Puțanu are un plasament ideal. Gol și în cupă cu Rapid. Pablo de Lucas. Însă nu putea invoca ghinionul la pauză, pentru că, așa cum am văzut împreună, vulcanic. Se înalță Doren, nu poate prelungi. Puțanu respinge. Puțanu avansează, nu întâmpină nimeni, pătrunde în terenul advers. Stoperul Viitorului, Puțanu agățat, este faul. Faultul lui Apostol Muzac cam... Dar aceasta este filozofia echipei Viitorul. Recuperează Bourceanu. Fază periculoasă de atac a Stelei. Intervenție foarte... Puțanu prea acest balon, dribling reușit, pasă la mână pe linia de mijloc a Stelei, atunci atacanții, cei trei atacanți pe care i-are Steaua sunt inutili. Nicoliș cu toată echipa centrează Iancu pe colțul lung, Puțanu reușește să respingă Cârstocea. Care nu este de aici de acolo. Puțanu a sărit acolo, Nicolae Dica are un joc de cap foarte bun. În urmă cu câțiva ani decidea un derby. El și pe patache. Centrare spre Hadnaghi. În cutele 2-2 și din nou Viitorul prin Puțanu. Ce nervi a avut Puțanu și a ieșit bine până la urmă pentru el. Calmă debordantă a jucătorii. Tur interesant acest Mitriță. Un lucru e clar, Giga Hagi are ochi la jucător. La urma meciului jucat de acesta împotriva Albaniei, amicalul care l-a introdus în istorie pe fundașul dreapta de la Viitorul. Aici e consecuță cu mingea. Ivanovic trece, Ivanovic intră în careu. Ivanovic! Ce 5-0 la Bistrița, 0-0 cu Steaua. Deac, acțiune spectaculoasă a lui Deac. Deac centrează, blochează Puțanu. Îl angajează pe Ogbu. Da, Lari reproșează asistentului că n-a ridicat camionul. N-a fost vorba de offside. Iată o pasă pentru Gavra, excepțională pasă. Gavra este la marginea care... CFR-ul se află în căutarea celui de-al doilea gol. Rui Pedro ia acțiunea pe cont propriu. Rui Pedro respinge Puțanu. Este atinsă și se duce pe lângă poartă. Tot Dică încearcă să rea lovitură de cap Puțanu. Sperăm că vor apărea și golurile. Să vadă cartonaș galben, Ternovan, Rusandu a lăsat jocul să curgă. Puțanu, prelungire cu capul. Puțanu, lipit de tușa din stânga este Toșca. Puțanu îl angajează acum pe Chițu. Puțanu. Iancu. N-a fost offside aici la Sergiu Mut, 18 sau 19 ani. E normal, pentru că Viitorul are o academie extraordinară, grupe de copii și juniori care produc serios. Caută un gol
nu neapărat al consolării, dar un consolerat de Onducu, Ciucur, irezistibil la această fază, Ciucur centrează, intervine excelent Puțanu. Ciucur din nou, Ciucur, centrare pentru Golubovici, respinge Puțanu. Minge este acum la Cristi Manea, în studioul TG Sport special, unde veți avea reacții de la această întâlnire, ca și ultimele amănunte înainte de Petrolul FC Brașov, meciul de la 20 și 30 Golubovici. Acum Mihalache îl caută, respinge Puțanu, păzit bine până în acest moment Golubovici. Pasă greșit acum, ajunsă de Deletici, însă se apără bine Puțanu, întâmpinat acum de Johnson. Puțanu îi trimite la întâlnire lui Băluță în teren. Foarte bună combinația din nou cu Puțanu, lobul reușit. Ce preluare face aici Accente. Centrarea destul de puternică, reușește să respingă Puțanu, apoi Hera, centrare care arată ceva mai bine, este gol înscris de Puțanu, se restabilește egalitatea, iată, apare Puțanu, excelent, la colțul lung, o reluare foarte bună, a fost... Excelentă pasa, încercarea de un doi al lui Roman. Țanu. Puteți revedea cele două goluri, alături de cele mai importante faze ale acestei partide, pe site-ul nostru. Continuă Rusescu, Mihai Costea în poziție regulamentară, nu se grăbește, însă ar fi trebuit să o facă Mihai Costea, e în care o șutează, însă în blocajul lui Puțanu, a crezut că tot 0-3 la Znagov. Pasa lui Costea pentru Sucala, fundașul Stelei nu cred că putea face mai mult. Foarte, foarte, foarte activ Băluță, e un jucător care promite foarte mult. Viteze, jucători tehnici pentru viitorul în cele două flancuri. Băluță, ce vă spuneam, jucător dezechilibrat, Accente aici, Nuno Claro intervine. Gorobsov, e atacat acolo de Gavra. Gorobsov încearcă pasa către Bărbuț și acum Accente într-o poziție foarte bună. Accente și intervenție excelentă. Avem un rol foarte important pentru Nuno Claro în acel punct. Avra excelent reacționează viitorul în aceste prime 10 minute după încercările de... Acum vine pressingul lui Di Stefano, Balauru. Acum încearcă și viitorul să accelereze Benzar cu ceva spațiu, întâmpinat de Anto. De Accente, însă fără să fie faultat. Budescu, intercepția lui Puțanu, excepțională. De Mățel, care acum are poziție bună de centrare, vine centrarea lui Mățel, respinge Puțanu. Primind de la Băluță, continuarea lui Vătăjelu și fundașul stânga este unul foarte ofensiv la CSU Craiova. Minge respinsă de Puțanu. Formidabil efortul acestui jucător. O pasă acum pentru Grigore, închide Puțanu. Foarte bine Adi Popa. Popa combină cu Piovacari, italianul nu se poate întoarce și iată-l pe Accent. Să vedem ce iese din această fază. Centrează Enescu. A respins Puțanu. David Lopez, deposedat de Puțanu, continuă apoi în flancul stâng Băluță. Această pasă se din continuare are tip aici Ana să-și prietească centarea în care Puțanu oară. Iată două cazii în interval de doar câteva zeci de secunde și într-un Bășoveni.
Dar... frumoasă preluarea lui Pudanu,